Naționala României de handbal feminin, pregătită de profesorul Gheorghe Tadic, va avea duminică un examen dificil în Norvegia. Tricolorele se deplasează în nord după un prim joc foarte bun făcut la Oradea, în care neșansa a făcut ca România să piardă partida. Sigur, adversarul este unul de calibru. Nordicele reușind să devină duble campioane olimpice, duble campioane mondiale și de 5 ori campioane europene. Partida dintre Norvegia și România va avea loc duminică la Bergen, în Norvegia, de la ora 17:15, ora României. Din grupa a 6-a a preliminariilor mai face parte și Belarus, formație cu care România se va înfrunta anul viitor. Echipele care vor ocupa primele două locuri se vor califica la campionatul european din Ungaria și Croația.